Bună, Zoltan! Bine te-am regăsit, Oana, după o pauză lungă în podcasturi. Lungă? E lungă? A fost 2 săptămâni, nu? O săptămână. O săptămână, da, n-am avut podcast. Aproximativ o să fie 2 săptămâni, da. Păi da, am avut treabă. Adică... N-am mai putut. Da, n-am mai putut și am mai putut, dar n-am mai putut treaba asta. Și n-am mai putut atunci, am putut atunci, altceva. Da, și acum putem. Da, acum putem din nou, avem timp, da, din nou. Avem. Și tocmai de asta aveam să mă leg în podcastul de astăzi, că ai, da, de fapt, cred că fiecare dintre noi avem obiceiul ăsta să ne mai încurajăm așa, hai că mai poți un pic în momentele alea în care simți că efectiv nu mai poți. Și când vii tu și zici nu mai pot, nu mai vreau, nu mai pot, nu mai vreau, eu la fel, știi, ne tot încurajăm că hai, încă un pic, încă un pic, mai am și de răbdare, mai hai. Și uite că tot nu am, adică noi n-am ajuns neapărat în punctul ăla de a ceda, dar sunt alții care, chiar dacă primesc o astfel de încurajare, capitulează. Da, întrebarea este, acum cred că tot ne legăm de chestia asta, că nu mai poți, mai, mai poți, poți un pic, un pic, da. Întrebarea este, așa, filozofică, când ar trebui să te oprești? Când ar trebui să-ți dai seama că e cazul să te oprești? Pentru că aia care la un moment dat cedează, întrebarea este, au cedat oare sau s-a oprit din timp? Da, aici poate să fie... Că nu știm treaba asta. Îți dau un exemplu de încurajare de-a mea, de la alergat. Da? Aseară, erau 10 grade afară. Da, ai nimerit așa? 10 grade, ceață... Da, nu? Era mai puțin? Cam atât era. Nu știu, mi-e rău, că e rece, super rece. Cam 10 grade erau. 10 grade. Și eu am mers la alergat, la ora 9:30. Și, na, m-am plimbat, când am ieșit din bloc, era, simțeam la pantalonele de alergat că e foarte rece, da? Sus eram îmbrăcat destul de bine, că mi-am un polar peste bluza de alergat, un fâș peste, eram bine. Când am ajuns în parc, deja mă încălzisem. Și na, am dat jos polarul, ăsta e ritualul, rămân doar în bluza de alergat, cu fâșul peste, dă-i înainte. Și aveam de alergat 46 de minute. Și nu e prima dată când am sentimentul acesta că nu mai pot. Da? Era și frig, eram și obosit, după o zi foarte lungă, am și muncit destul de mult. Și că doar a fost weekend. Da. Și ce faci un weekend când ai timp? Și... Când apare sentimentul acesta la alergat, că nu mai pot, primul lucru pe care mi-l zic, poți să te oprești. Da? Asta e primul lucru. Și efectiv îmi spun, așa, foarte prietenos, tot am poți să renunți oricând. Te poți opri, ai terminat antrenamentul, îi scrie antrenorului tău că, uite-te, n-am putut și astăzi n-am făcut antrenamentul, găsești ceva dacă ți-e jenă să zici că n-ai putut, că te-a durut un picior, de exemplu, că am contractură. Sau... Da, oricum mă simțeam obosit, oricum mă simțeam că mi-ating niște limite și eram, poți să renunț oricând la alergat de tot, adică poți să scrii, nu mai vreau să fac chestia asta și renunț la rezultatele pe care ai început să le vezi legat de centura abdominală, legat de condiția fizică pe care ai început și tu să simți adică că o ai. Adică, de fapt, obiectivele acelea pe care ți-ai setat la început. Exact. Și cumva mă pun în poziția în care, măi, e ok să nu mai poți, dar e ceva pentru ceva. Și a fost în același timp moment în care simțeam că nu mai pot și am forțat. Și mi-am făcut o contractură la picior, deși simțeam cumva că sunt la limită și simțeam că mă forțez puțin, am zis, ba nu, că pot, adică ce mare lucru. Și întrebarea este, ok, când ar trebui să asculți vocea asta de, ok, nu mai pot și când ar trebui să o faci să tacă? Și zici, bă, lasă-mă să facem. Că literatura americană de dezvoltare personală, de unde ne inspirăm cu toții, da? Și de unde ne inspirăm și noi podcasturile. Da, corect. Ea ne spune, nu există, nu pot, trebuie să faci. Am făcut câteva episoade. Da, avem un podcast despre nu există, nu pot. Da. Și, ok, toată dezvoltarea personală îți spune că nu există limite, că trebuie să le depășești, că trebuie să te forțezi, că de câte ori vine... am început să ascult și niște chestii astea motivaționale audio în engleză, în care, cum zic, niște voci de astea de afroamerican, că n-ai voie să zici negru, voci de afroamerican, spun așa cu foarte mare forță și chiar îmi place cum sună, adică mi se pare fascinant câtă energie și forță poți să aibă, că nu renunți, că faci, că dregi, că trebuie să ai, că visele, că astea care
mă pun într-o stare foarte interesantă de meditație la subiecte respective. Și totuși de multe ori mă gândesc, ok, dar dacă chiar nu ar fi cazul poate să recunosc sau să accept că mai nu pot. Cum a fost momentul în care i-am întrebat pe Cami, tu, e foarte ciudat dacă eu acum la 8:30 seara mă pun în pat și dorm? Pentru că pentru mintea mea era foarte ciudată, dar efectiv aveam un sentiment, bă, nu mai pot. Și știu din experiența anterioară că dacă aș mai putea un pic și zic mai 8:30, nu mă culc, că mai pot un pic, fac whatever, nu contează ce, ghici ce, mă culc chiar la 2-3. Uh-huh. Da? Deci ați cunoști procesul. Da. Și atunci am zis, mai bine recunosc că nu mai pot de somn și mă culc. Am dormit 11 ore, a fost magic de-a dreptul. De atunci mă simt mai odihnit. Și poate dacă am avea momente din astea în care am recunoaște că chiar nu mai pot și să nu ne împingem cu mai pot un pic, poate chiar ne-ar fi mai bine, poate chiar am fi mai odihniți, mai relaxați. Practic ar fi important, ce înțeleg eu de aici, ar fi important să căutăm și acel de ce din spatele lui nu mai pot, adică să vedem dacă chiar e un nu mai pot real, fizic, dureros, nu știu. Pentru că noi de foarte multe ori cred că punem eticheta asta, gata, nu mai pot, fie pentru că nu mai ai chef, fie că doare prea tare sau nu știu, e ceva, fie de păi un efort fizic. E disconfort, oricum e disconfort. Exact. Și chestia că când nu mai poți, mai poți un pic, știi? Și cu siguranță cu toții am auzit expresia ultima picătură. Adică poate că poți să tot picuri în paharul ăla, dar la un moment dat există un nivel de unde se revarsă, deci literalmente nu mai încape. Și întrebarea este cât de bine ne cunoaștem aceste limite. Îți dau un exemplu banal. Când am fost în vară, am mai povestit chestia asta, dar cred că ajută pe unii să mai reiau ideea. Când am fost la mare și erau ultimele zile și nu intrasem în apă și, mă rog, am fost și puțin timp și era foarte frig. Și am stat și am zis, ok, cum ar fi să intru acum în apă, deși apa era rece, sufla vântul și aveam sentiment de disconfort maxim, da? No, bun. Și am zis, bun, hai să îmi testez un pic limitele și am intrat în apă, aducându-mi aminte, și asta am făcut în timp ce mă dezbrăcam și mă îndreptam către mal, că frig sau cald, dacă este plăcut sau neplăcut, este o evaluare subiectivă. Da. Adică, corpul meu reacționează la temperatura apei de anumite grade, într-un anumit fel, da? Eu interpretez această reacție ca fiind plăcută sau neplăcută. Da? Da, corect. Bun. Am intrat în apă, am făcut baie, a fost o senzație foarte faină. Când am ieșit, încă am stat să mă bucur de briza aia care conștientizam că ceea ce interpretez eu frig este o reacție naturală a corpului meu la temperatura de afară, la factorii de mediu. A fost foarte fain. Întrebarea este, dacă undeva în mine aveam, nu știu, un punct slab, o chestie, ceva, că e o convingere, că e o receptivitate, că e o problemă fiziologică care mă făcea să răcesc după o zi sau să fac o pneumonie. Păi atunci automat venea... Aici e întrebarea. Că de putut am putut, da? Dar întrebarea este care sunt consecințele de fapt al acestui mai poți un pic, da? Pentru că eu probabil că o să mai pot un pic în foarte multe condiții, pentru că mi-am dezvoltat o anumită reziliență, pentru că îmi place să muncesc, pentru că îmi place să vorbesc cu oamenii și aș putea un pic. Dar undeva există niște puncte slabe pe care le avem fiecare dintre noi și alea sunt cele pe care, dacă nu le conștientizăm, picul ăla pe care încă îl mai poți, poate să facă... te duce la supradoză. Da? Că, de exemplu, și oamenii care mor de supradoză, dacă mă vorbesc la propriu, de droguri, e despre, mai pot un pic, adică mai am nevoie de un pic în plus, un pic în plus, un pic în plus, da? Da, și picul ăla... Picul ăla te duce într-un final, într-un context, într-o situație în care nu mai poți încă un pic, gen chiar nu o să poți deloc după aia. Și aici cred că este un secret foarte interesant, că legat de autocunoaștere, legat de unde ți-s limitele. Și da, limitele alea pot să fie subiective sau pot să fie obiective. Mai dau un exemplu. Clientă, coaching-ul la 1, business, da? De ceva ani de zile nu reușește să depășească nivelul de 2 angajați. Și am întrebat-o dacă a depășit-o vreodată.
Ai depășit vreodată nivelul? Și a spus da, l-a depășit. Și că în perioada respectivă era foarte... Cum a fost, da? Care au fost consecințe? În perioada respectivă s-a îmbolnăvit foarte grav și a tras foarte mult de ea, avea 5 angajați și până la urmă a ajuns înapoi la 2 angajați. Și de atunci, de ani de zile, era 2 angajați. Și noi nu ne dăm seama cum în anumite momente când ne depășim limitele, de fapt atingem, noi avem senzația că ne atingem doar limita de cât poți să lucrezi, de exemplu, sau cât poți să duc, sau cât de obosit îs. Dar noi atingem multe alte limite. Adică când poate nici nu suntem conștienți. Păi, aia e problema, că nu suntem conștienți de faptul că ea a atins o limită de câte ori ea vrea să depășească numărul de angajați. De fapt, limita pe care o atinge este percepția că dacă depășesc, o să mă îmbolnăvesc din nou. Și sunt foarte multe asemenea situații în care noi nu realizăm că noi depășim o limită vizibilă care ne este confortabilă sau ni se pare firească limita respectivă, dar noi de fapt între timp atingem sau împingem și alte limite pe care deja nu e vorba numai de disconfort și neplăcut și zona de confort și alte teorii din astea, ci e vorba de limite reale care la nivel subconștient declanșează alte procese. Da, numai că astea sunt la nivel subconștient, pe care noi oricum nu le luăm în considerare. Da, dar și care e culmea? Că de multe ori le trădăm și le spunem. Îți dau un exemplu banal. Da. Eu știu, de exemplu, că dacă lui Cami îi este lene să-și uște părul seara și se culcă cu părul ud, nu contează câte grade sunt în casă, se trezește cu gâtul nu știu cum, sau tușind, sau strântând. Wow. Deci eu am observat chestia asta, cum zic, de ani de zile. Da. Sau dacă iese, de exemplu, iese afară și are părul prins în coc și suflă vântul, îi este rece. Da? E o chestie, lucruri de genul acesta. Dar fiecare dintre noi avem asemenea reguli care țin de limitele noastre. Și culmea, le spunem verbal. Știi? Adică chiar dacă îi spun tu, ce legătură are faptul că te culci cu părul ud, că te trezești cu nasul înfundat, de exemplu, sau ceva. Păi așa e pentru că, și există o formă de argumentație pe care aș putea să o chestionez, dar nu o fac, o încasez. Și fiecare dintre noi avem asemenea limite unde picul ăla pe care îl pui în plus atinge niște lucruri pe care, culmea, noi nu suntem conștienți de ele, dar de multe ori le spunem, le verbalizăm. Mm-hmm. Dar nu facem conexiunea da, asta. Exact. Este foarte firești. Între cauză și efect, știi? Da. Și între lucrurile pe care chiar le spunem și ce se întâmplă, știi? Păi iară mă doare nu știu ce pentru că am făcut nu știu cum. Și eram, ok, care e legătura? Că pare să fie o legătură directă, dar nu este o legătură directă. Pentru că și alții fac asemenea lucruri și nu au aceleași probleme. Dar noi știm propriul proces, că exact cum ai zis și tu îl verbalizăm. Exact. Doar că nu îl legăm efectiv de ce... Nu scriem undeva. Da, și dacă ai vedea de câte ori repeți anumite fraze de genul acesta, poate legat de alții. Legat de bani, de exemplu, da, normal, iau bani pentru că și de obicei avem 2-3 argumente de ce ăia au mai mulți bani decât noi. Da. Sau de ce unii au mai puțin bani decât noi. Sau de ce unii suferă mai mult decât noi sau mai puțin. Sau... Știi? Adică avem aceste convingeri care de fapt ne arată limitele pe care le și verbalizăm. Le verbalizăm, le spunem și după aceea ne mirăm că ele ne afectează. Da. Dar aici avem de lucru fiecare dintre noi. Da? Fiecare dintre noi să vedem unde este picul ăla care de fapt pune capac. Și de unde, chiar dacă mai poți, la un moment dat o să pur și simplu o să te sabotezi și pur și simplu te sabotezi. Subconștient tot vine și zice, fii atent, aici e o limită. Poți așa, are rost să negociem sau să forțăm. Dacă nu, oricum momentul ăla îți arată și partea mai puțin plăcută. Da. Și nu știu... Dar și care nu le conștientizăm, nu ne dăm seama. De exemplu, chestia cu revin la alergat, pentru că e un subiect foarte fascinant și... meditez mult în timp ce alerg și la ce se întâmplă legat de procesul ăsta, pentru că mie nu, deci eu dacă stau să mă gândesc înainte când stăteam să mă gândesc să alerg, acum să mă ierte cei care sunt alergători, dar mie mi se pare o prostie să alergi de dragul alergatului, da? Nu mi se pare că are nu știu ce efecte de sănătate, ăștia care alergă pe cum zic, de cursă lungă sunt slab de numă, adică nu e ca și cum îți dezvolte musculatura sau arăți foarte bine. Te slăbește, de obicei sunt foarte uscați oamenii care sunt alergători, dacă nu fac și altceva, evident. Dar nu neapărat e o chestie care să te avantajeze, nu știu,
știi, n-are real life aplicații, n-are deloc, ca parcurul, de exemplu, sau Wing Chun, da? Deci mi se părea o prostie alergatul. Ei, în momentul în care am dat de un antrenament care are o știință în spate, am început să aibă logică. Zic, bă, mie nu-mi place să alerg, dar dacă fac activitatea asta, pot să o fac plăcută și pot să mă bucur de ea știind ce rezultate obține. E un proces super monoton, super plictisitor, cu care nu mă deranjează, că eu pot să gândesc între timp că oricum fac asta mult timp, că mă plimb până la birou sau alerg, aproape același lucru. Da? Și am făcut chestia respectivă. În secunda în care am început să mut atenția la rezultate, că îmi crește viteza, că cresc distanțele, că mi-e mai ușor să nu știu ce, cu pulsul. În secunda în care s-a întâmplat treaba aia și am început să pun presiunea pe mine că, deci creștem viteza și performanța, am făcut o contractură. Da? Atâta vreme, așa, a fost luni de zile, 3 sau 3 nu știu ceva, în care am alergat în fiecare săptămână de 3 ori. Ai făcut-o relaxat. Am fără făcut relaxat, fără presiune pe mine și fără așteptări. Adică era ceea ce, bă, nu e vorba nici măcar de alergat. E vorba de whatever, da? E o activitate sportivă care merge pe bază de ceas și de puls și de whatever. În momentul în care a devenit ceva competitiv, unde simțeam că demonstrezi ceva, să trebuie să ajung la ceva nivel sau așa, și culmea, alergatul n-avea sens pentru mine la nivel subconștient, da? A fost ceea ce, bă, hai să nu facem. Da. Și după aia, ghiște, am stat o săptămână, n-am mai alergat, pentru că efectiv șchiopătam. După care treptat a trebuit să-mi revin. Și ieri am fost foarte mândru de mine că am reușit să mă duc la alergat și că m-am ținut de 3 ani de antrenamente. Dar toți avem limite de genul acesta. Și eu am stat, după ce a apărut contractura, primul lucru pe care l-am făcut, am zis, wow, stai puțin, hai să văd procesul. Ce s-a întâmplat de fapt? Ce s-a întâmplat înainte de contractura? Ce s-a schimbat la modul în care alergam? Ce făceam acolo? Care au fost experiențele legate de alergat? Fix înainte de acest accident, de exemplu, era faptul că unul dintre clienții mei mi-a arătat un timp pe care l-a scos el la semi-maraton, pe care eu nu-l obțin nici la sprint. Da. Deci eu dacă fac sprint 100 de metri, nu pot să scot timpul sau poate să aproape de timpul respectiv pe care el l-a scos la un semi-maraton de 21 de kilometri. Și cumva, pentru că pusesem presiune pe mine către performanță, de mamă ce bun o să ajung eu dacă fac chestia asta, mi-a arătat cine un rezultat pe care îl face cu mână la spate și subconștient mi-a zis, bă, dar nu asta era ideea. Deci pentru chestia asta n-are rost. Da? Ei, da, eu am studiat procesul și unde erau limitele în jocul ăsta, unde erau schimbările care s-au petrecut până să ajung să conștientizez, oh my god, tu nu vrei să alerg pentru că chiar nu are sens la nivelul ăsta. Și acum o să vină cineva să te întrebe, adică eu, din perspectiva celor care ne ascultă, na bun, dar dacă eu nu sunt atentă la procesul ăla, dacă eu nu mi-aduc aminte ce am făcut ca să-mi dau seama de cum să leg lucrurile, știi? Răspunsul este treaba ta. Adică asta înseamnă pentru mine inteligența emoțională și dezvoltarea emoțională și să ai grijă de tine înseamnă să începi să fii atent. Adică e o logică elementară care spune așa. Dacă se întâmplă în viața ta lucruri pe care nu ți le dorești, deși tu ai pornit cu altă intenție și ai și făcut eforturi să obții ceva și ai ieșit altceva, poate ar fi bine să te întrebi care au fost factorii care te-au deviat, care au fost acele elemente care nu ți-au ieșit, deși depindeau de tine, atenție, că într-adevăr sunt factori externi care nu depind de tine, cum ar fi vremea, de exemplu, cum ar fi legile țării în care trăiești, cum ar fi ce fac vecinii, ce fac ceilalți oameni, nu depind de tine. Dar modul în care reacționezi, modul în care cultivi relații, modul în care gestionezi relațiile sau gestionezi conflicte, modul în care comunici cu ceilalți, cum acționezi, cum îți folosești timpul, cum îți folosești stările, toate lucrurile astea depind de tine. Da? Și dacă lucrurile care depind de tine nu ies așa cum îți planifici sau îți dorești, acolo ar trebui să-ți pui niște întrebări. Da? Pentru că dacă ajungi în mod sistematic ca tu să-ți propui ceva, să nu iasă, îți propui ceva, nu iese, îți propui ceva, nu iese, păi da, poți să dai vina tot pe alții, dar poate ăia alții pe care îi alegi, știi? Poate nu sunt oamenii potriviți, poate ăia cu care interacționezi, nu interacționezi, cum ar fi cazul să obții rezultatul ăla. Sau poate trebuie să te mai țumpi și la tine să mai vezi dacă tu aduci ce trebuie în ecuația respectivă. Da, așa de tentați suntem să îi controlăm pe ceilalți și să-i facem să înțeleagă și să dreagă și să schimbe. Întrebarea este, tu măcar stările pe care le ai le poți controla? Da, bine, și acum probabil că vin unii, deși nu știu cei care ne ascultă pe noi, probabil că nu sunt în starea asta, dar
sunt mulți bărbați care zic, bă, da, eu sunt bine, eu fac bine tot, adică eu nu, gen, eu nu greșesc nicăieri. Și eu zic, tu auzi cum sună chestia asta? Adică în momentul în care tu ai senzația că tu chiar ai făcut totul perfect cum ți-ai propus și totul perfect cu procesul respectiv și nu ți-a ieșit, păi ceva nu e ok dacă tu ai senzația că tu ai făcut totul perfect așa cum ți-ai propus. Ceva nu e regulă să crezi chestia asta. Pentru că nu ai cum să fie toate, să fii conștient constant de toate stările tale și toate acțiunile să fie exact așa cum ți-ai propus. Nu, nu ai cum. Un exemplu îl dăm chiar și aici în podcast, că ai niște revelații tu de-a lungul unor activități pe care le întreprinzi și adică e perfect și normal am 45 de ani și n-am terminat. Și plus ai toată experiența asta în spate de lucru cu tine și de a-ți dezvolta abilitățile de inteligență emoțională și de a lucra cu tine în mod constant și tot descoperi niște lucruri. Și am fost simpatic cu un om de afaceri cu care sunt într-un mastermind, că zice la un moment dat, zice, da, Zoltan, eu mă așteptam mai mult de la tine. Și eram, scuză-mă, ce despre context, ce vorbim. Da. Da. Zice, păi uite, tu predai altora și, cum a zis, că ție îți scapă lanțul de la bicicletă. Așa. Și zic, stai, explică-mi da. Trebuie la ce te referi. Dezvoltă, păi uite-te, tu înveți oameni despre leadership, despre inteligență emoțională, despre autocontrol, despre așa, și ție firma nu îți merge așa cum ți-ai dori, că vânzările tale nu sunt așa cum vrei. Și zic, ok, dar eu nu predau despre management. Adică am lacune foarte serioase pe subiectul sistemelor de afaceri și antreprenoriat și management. Nu predau și nu predau nimănui să fie perfect, adică nu am ieșit să zic, fiți atenți, eu sunt perfect și dacă o să faceți aceste lucruri, da, o să fiți și voi perfect. Și am ieșit și am zis, bă, nu sunt perfect, am niște lacune, uite ce fac eu ca să le gestionez mai bine și să mă perfecționez. Ok, acum înțeleg. Dar sunt foarte multe situații în care noi avem culmea, așteptare de la noi. Păi, dar stai un picuț, adică că eu sunt bun la meseria aia, cum de nu poți să crezi copiii? Păi, stai un picuț, sunt două meserii diferite. Da, da. Sau dacă eu sunt foarte bun să conduc oamenii, nu doar că nu înseamnă că o să fiu bun în relație de cuplu, fix invers. Că s-ar putea ca și în relație de cuplu să încerci să conduci oameni. Da, da. Atunci, de asta e important să ne dăm seama că avem fiecare niște comportamente și șabloane care se potrivesc foarte bine într-un context, dar în altele o să fie limite. Și în alte contexte o să devină acel pic, acea care picătură face care face diferența de multe ori în rău. Da. Adică e foarte fain să fii cu inițiativă și cu, cum zic, un bărbat, de exemplu, care atunci când curtează o femeie, să fie cu inițiativă, să vină cu propuneri, să, nu știu, să plătească masa, să, cum zic, să fie bărbat din asta cu vână și cu forță, dar în momentul în care ești în relația de cuplu și atunci să asculți femeia și să asculți ce își dorește și ea din când sau când are niște câte o problemă, știi? Acolo faptul că tu ești doar cu inițiativă și știi să mergi înainte și să-i faci pe toți să te urmeze, s-ar putea să fie fix un defect. Da? Asta e că cred că de cele mai multe ori noi luăm motamo acțiunile și comportamentele pe care le avem în anumite situații, că sunt profesionale sau personale, și când trebuie să le punem într-un mediu total opus, diferit. Da? Sau diferit, luăm același, da. Același tipar. Da, și după aia le ducem și ne mirăm că, că funcționează foarte okay, diferit. Da, nu funcționează. Dar nu înțeleg, adică eu sunt foarte bun la servici, mă înțeleg cu toată lumea și mă duc acasă și sunt non-stop criticat. Păi da, poate la servici n-are curajul nimeni să zic adevărul, de exemplu. Da, adică ar trebui să ridici niște semne de întrebare legat de treaba asta. Acum stau și mă gândesc că sunt mulți care, de exemplu, duc picul ăla la limită, starea asta că nu pot să arăt să fiu slab și vulnerabil, știi? Adică mai ales din punct de vedere profesional, sunt mulți care ajung în burnout sau poate chiar în depresie, anxietate și alte aspecte, tocmai pentru faptul că vor să demonstreze ceva, da? Că au senzația asta că pot sau și că... nu cer ajutorul, de exemplu? Da, da. Da, când am auzit prima dată fraza asta cu când ai zis-o tu, atunci când nu mai poți, mai poți un pic, mă gândeam, and then you die. Da. Adică mulți ajung la faza asta, la burnout nu se ajunge din cauza muncii, din cauza efortului sau din cauza stărilor pe care le ai, ci în burnout ajungi pentru că nu sesizezi picătura cu picătura pe care o pui în fiecare zi. De aia se ajunge în burnout, chiar cu tot riscul de a lua un hate legat de asta.
Dar oamenii care au senzația, și aici, stai că mi-am dus aminte de o clientă care zicea, vai, deci așa de interesantă era expresia, sunt, așa, e diferența cum se ajunge, unde spicurile astea, este așa, când spui sunt prea tolerant cu oamenii sau prea îngăduitor cu oamenii versus să spui sunt incapabil să spun nu. O, da, e o diferență foarte mare. Da. Pentru că prima sună calitate. Sunt prea tolerant cu oamenii, sunt prea îngăduitor, țin prea mult la oameni versus nu sunt capabil să-mi țin limitele personale sau nu-mi cunosc valorile sau pur și simplu nu sunt capabil să spun nu. Și atunci când ajungem la asemenea transfigurări, știi? De genul, de fapt eu nu sunt fraier, sunt prea bun, știi? De fapt ne amăgim că avem niște calități care nu ne ajută, dar nu, ai niște defecte, apropo de slăbiciune și vulnerabilitatea asta în care să recunoști, bă, nu pot sau nu sunt în stare sau, nu știu, mă las folosit, și de multe ori ajungem să punem picătură cu picătură din cauza asta. Că în loc să recunoaștem, mai zici și tu, măi, am un defect sau să devin vulnerabil și să spun, măi, chiar nu sunt în stare să, whatever. Da, sau am nevoie de ajutor. Am nevoie de ajutor, da. În loc de asta, nu, că cumva denaturăm un pic realitatea, așa ajung, de exemplu, foarte multe femei în relație să fie cumva abuzate, dar nu mă refer abuzate fizic, abuzate în sensul de, după aceea copiilor și soțului li se pare firesc să, ca ea să facă toate, ea să fie practic folosită de toată lumea și ea ajunge după aceea la burnout sau la epuizare emoțională pur și simplu. Pentru că dacă tu în mod constant oferi și după aia zici, păi da, dar îmi pasă prea mult, asta e altă expresie, îmi pasă prea mult de ceilalți ca să nu, frate, nu-ți pasă prea mult, îți pasă prea mult de imaginea ta ca să spui nu. Îți pasă prea mult de ce o să zică alții dacă o să spui nu sau dacă pui piciorul în prag. Și asta este o altă metodă prin care putem să adunăm picătură cu picătură și, culmea, nu este vorba că nu ne dăm seama, ne o facem cu mâna noastră. Adică e ca și cum mă mint, dar nu picură, că totul este în regulă, doar că cumva paharul ăla se umple de la sine, frate. Adică nu e vorba că nu închid eu robinetul, ci pur și simplu mă uit într-o parte și când mă întorc, iară este mai mult în pahar, no, bine, mă ocup iară de altceva, când mă întorc, iară este mai mult în pahar. Dar asta este o altă formă de inconștiință în care de fapt ne mințim, în care acea, cum ai zis și tu, acea sumare, că bă, am o problemă, devine o fel de, păi nu, n-am o problemă, am o calitate care nu mă ajută. Da, o calitate care nu te ajută este un defect. Da, dar e o chestie dureroasă ca să o accepti, știi? Mm-hmm. Adică una e să zici, da, sunt prea bun, și alta e să spui, cum ai zis și tu, nu pot să spun nu, da. Sunt incapabil să spun nu. Adică asta, a doua, doare mai tare decât cealaltă. Asta e înfrumusețat așa cumva, știi? Exact. Spui ceva ce... sună bine. Sună bine, exact. Sună foarte bine în lume mai nou, că sunt, eu sunt o persoană exagerat de bună cu alții. Nu, ești o persoană care e disperată de groază ca ceilalți să afle că de fapt e egoistă. Uh-huh. Dar atunci maschezi foarte bine chestia asta de egoism, în faptul că eu ofer tuturor tot ce au nevoie și mă las pe mine pe ultimul loc. Nu, nevoia ta de a fi apreciată este pe primul loc înainte de orice altceva. Uh-huh. Înainte de nevoia oricui. Pentru că tu, de fapt, îți împlinești nevoi proprii. Că noi lăsăm, facem niște eforturi de astea stupide, aș spune, de multe ori, pentru că ne este teamă că lumea o să ne judece, ne este teamă că lumea o să afle. Păi că, ce de o să fapt, spună lumea despre da, ce o să spună, noi. Da. Și atunci se adună picătură cu picătură și după aia zici, păi, no, eu mai pot, că no, e foarte important pentru mine ca alții să fie bine. Nu, e foarte important pentru tine ca alții să aibă o părere bună despre tine. Și când îți asumi chestia asta, încep să-ți dai seama cu ce te joci de fapt și nu mai dai vina pe alții. Pentru că mulți, când li se umplă, când picul ăla depășește limita și ajungi de fapt să-ți dai seama că s-a umplut paharul, tot alții îți devină. Da, tu nu ai astăzi contribuit. Am la mine telefonul. A fost foarte drăguț. Am cerut ajutorul de la un eveniment, o domnișoară foarte simpatică. Și mi-a spus că, uite, are o problemă cu relație din trecut și că nu poate să
cum a fost, mă rog, a fost un pic un fel abuzată, mm-hmm, și că de atunci nu poate să ducă niște lucruri. Și o dam în document Word, nu cred că pot, de pe telefon pot oare? N-am dacă pot să deschid, da, pot. Și i-am dat un acel material despre iertare pe care, mm-hmm, l-am pus la dispoziția, da, multora. Și a trecut foarte drăguț de la faza în care, da, dar uite ce mi-a făcut ăla, că m-a înșelat, că m-a părăsit, că m-a lăsat, că m-a abandonat, adică era despre ce-a făcut ăla. Am ajuns la faza în care sună așa, mi-am dat seama că de fapt eu am catalogat ca fiind rea și simultan sursa suferinței mele o anumită persoană din relația cu acea, mm-hmm, acel persoană, tip, da? Da, da. Iertarea se produce în interiorul meu și mi oferă pacea interioară de care am nevoie, da? Dar începem să interiorizăm lucrurile către noi, ne? Nu relația în sine mi-a provocat suferință, ci modul în care eu am interpretat-o. Da? E, când începem să reformulăm puțin lucrurile, nu mai este despre uite ce îmi face mie toată lumea și uite cum abuzează toată lumea, ci este despre numai puțin. Eu sunt cel care las picăturile alea să cadă, că nu mut paharul, pur și simplu, mm-hmm, sau nu închid robinetul, sau nu pun o cârpă, sau whatever ar fi nevoie, ca să știi că nu ți se umple paharul. Și aici este foarte, foarte periculos acest când nu mai poți, mai poți un pic. În special când vine vorba de, nu știu, sacrificii de genul acesta, când vine vorba de starea asta de victimă, da, desăvârșită, că de-aia mi s-a umplut paharul pentru că ăia toți. Păi nu, ți s-a umplut paharul pentru că n-ai închis robinetul sau nu ți-ai umplut paharul. Păi există semnale pe care să le urmărim legat de acest nu mai pot, mai pot puțin și picătura care umple de fapt paharul. Dacă mai ai și altă recomandare, da, așa, mă gândeam să verific acum când ai zis că există și soluții, mă gândeam că de obicei când ajungi la faza asta în care spui hai că mai pot un pic, da? Deci când deja este un semnal în sine că te apropii de ultima picătură, da. Da? Pentru că hai că mai pot un pic înseamnă că au mai existat momente în care ai zis chestia asta nu mai pot să o duc. Cu siguranță. Ei, dacă tu atunci n-ai ajuns să reglezi lucrurile, mm-hmm, viteza cu care picură, volumul și mai departe, o duci, da, mult și bine așa. Ai dus-o mai departe, mm-hmm, și tu ai zis astăzi că ok, nu mai pot, hai că mai pot un pic, da? Dar nu știi când o să vină momentul în care chiar nu mai poți. Mm-hmm. Da? Deci în secunda în care zici, te auzi zicând, aparent pentru prima dată, dar probabil în mintea ta ai zis-o de mai multe ori, nu mai pot, deci când ai zis nu mai pot, ar fi bine să începi să-ți pui întrebarea, okay, ce ar trebui să schimb ca să nu mai apară starea asta. Mm-hmm. Pentru că deja înseamnă că deja ești pe direcția în care o să tot spui, mă, nu mai pot, hai că mai pot un pic, nu mai pot, hai că mai pot un pic, dar la un moment dat o să vină etapa în care, aici este ultima picătură. Uh-huh. Și când spun ultima picătură, mulți au senzația că această ultima picătură este când ei pun piciorul în prag. Dar când tu trebuie, când trebuie să pui piciorul în prag din durere, din ultima picătură, deja ești traumatizat. Uh-huh. Și chestia o să te afecteze. La fel cum femeile care de ajung să divorțeze au senzația că au rezolvat o problemă. Nu, când ajungi să divorțezi sau când ajungi să te despari de cineva din suferință, pentru că deja ai prea multă suferință, da, de fapt ce ai făcut a fost să iei paharul, dar paharul tău încă e plin. Da, păi nu există sistemul ăla, știi, de conștientizare de care noi tot povestim în fiecare podcast, da, și de procesul acela de observare și, da, faptul că orice acțiune are consecință și, da, tot ce înseamnă partea asta de dezvoltare abilităților de inteligență emoțională sau dezvoltarea noastră emoțională până la urmă, că de asta facem podcasturile, da, pe tematicile acestea minunate, da, ele, da, ca să... Să vă trăziți odată, da, să nu mai trebuiască să vă chinuiți. Credeți că noi nu suntem? Adică asta ni se aplică și nouă. Eu de câte ori ne-am spus noi treaba, da, asta? Am vorbit cu Ucame o discuție zile trecute în care mi-a tras atenția la un șablon legat de chestia asta de încă un pic. Uh-huh. Legat de chestia asta cu încă un pic mai trebuie să trag. Și am avut revelația că eu așa s-o obișnuit, da, să trag și că mi-am dat seama că am un reper acum
unde este punctul acela în care aș putea să mă opresc și trag doar dacă vreau. Uh-huh. Acum am un reper, dar ani de zile am repetat șablonul ăsta. Până la anul ăsta de ziua mea, cred că am pus piciorul în prag, dar înainte deja era faza în care am zis, ok, nu mai pot, ok, hai că mai pot, nu mai pot, hai că pot un pic. Și mi-am dat seama anul ăsta de ziua mea că, ok, nu mai vreau să pot. Uh-huh. Nu e vorba că nu pot, că nu mai vreau să pot și că nu sunt traumatizat, ci pur și simplu, nu, acum e momentul în care, ok, șablonul ăsta nu mai vreau să-l continui, pur și simplu. Uh-huh. Și să iau niște decizii prin care să ajung în contextul în care pot dacă vreau. Pentru că majoritatea oamenilor nu sunt în poziția în care să zică pot, dacă așa vreau eu, știi, cu nimic nu trebuie, episodul de podcast. Vă recomandăm celor care n-ați ascultat Nimic nu trebuie podcastul să-l ascultați. Deci fiecare zi putem să ne dăm seama de alte și alte limite și să ne reglăm aceste limite în relație cu ceilalți, în relație cu noi, în relație cu hobby-urile, cu munca noastră. Da. Păi, de lucru este în continuu. Yay. Nu e ca și cum ne oprim aici în a ne dezvolta, a evolua, nu știu, a schimba ceva la noi. Dar din păcate, dacă vrem. Din păcate, o să mai treacă ceva vreme până când eu nu o să mai am de lucru. Sper că te înțeles aluzia, da? Indiciul, motivația din spate, tot. Dragii mei, m-aș bucura să ajung, sincer, m-aș bucura să ajung într-o lume în care nu am de lucru pe partea asta de dezvoltare emoțională, de vindecare, de, cum zic, în care simt că nu mai trebuie să explic nimănui nimic încă o dată, pentru că toată lumea înțelege și toată lumea aplică și știe să-și descopere. Că de asta am zis că Back to Yourself este programul care te ajută să devii propriul tău terapeut și coach, pentru că asta mi-aș dori, ca toată lumea să se descurce în mare parte singur, în timp. Singur, da, să nu fie nevoie de intervenția cuiva sau să fie cineva acolo. Să nu trebuie să mergem la terapeut cu lunile în fiecare săptămână, ci să mergem odată, înțelegem niște lucruri, știm cum să lucrăm la ele, după care odată la ceva vreme... Să le reglăm așa și există sesiuni din astea de follow-up, nu știu, ne întâlnim ocazional să povestim, tu ce ai mai reușit. Am cu unii clienți reality check, adică am lucrat împreună câteva săptămâni, după aia s-au tot rărit întâlnirile. Și acum mai avem câte o întâlnire o dată pe an, o dată la 6 luni, de efectiv vreau și eu am senzația că-s bine, dar vreau să schimb două vorbe cu tine să văd dacă... Sau știu că menționam, Zoltan, mi-e dor să povestim așa, un chat din ăsta scurt, hai să vedem... Bine, se trezesc după aia că au de lucru, dar... Da, dar poate că, e momentul sau, șutul la fund de care au nevoie ca să... Facă ceva. Picătura aia picătura, pe care o vin eu cu picul. Da, și ideea este că m-aș bucura că la un moment dat să mă întâlnesc cu oameni, cum ești, ești bine, nu ai nevoie de mine, de ajutorul meu, nu, chiar mă descurc. Și zic, pot să mă joc. Păi atunci facem party, când o să ajungem momentul ăla, dar până atunci ce vă rugăm foarte tare, dacă considerați că informațiile pe care noi încercăm să vi le transmitem prin acest podcast, chiar dacă nu ne vedeți, doar ne auziți, să le dați mai departe, să le share-uiți, să veniți cu feedback, cu comentarii, alte întrebări. Să puneți în practică aceste lucruri și după aceea să scrieți, am pus în practică și uite-te că n-a funcționat chestia asta, cum să fac? Pentru că noi avem o comunitate de oameni care pun în practică, poate unii dintre voi nu vă aflați acolo, dar ar fi bine ca și cei din exterior care nu lucrează... Neapărat cu mine. Da, să vadă că se poate și prin aceste mici intervenții ale noastre... Să faceți schimbarea aia pe care vă doriți. Zoltan, mulțumesc! Și eu!